să văd energie, veselie. Abia acum e băiatul meu. Așa vă vreau. Așa, mă, oameni buni, păi fiți veseli. A venit Dan Țuțu. Deci eu am, în prima secundă, când a bune seara și când vezi așa, am scris Țuțu. Doamnelor și domnilor, fiți gata pentru 3 ore de distracție. Sunteți optimiști? La fel am fost și eu. La fel am fost și eu optimist acum 11 ani când am venit în București, de la Pitești. Am venit prin căsătorie. Așa vizitam la vremea respectivă orașele. Da, sunt la a treia. Ce râdeți, doamnă? Gata, m-ați etichetat. Vagabond, e vagabond. După cât se aude, merge pe a patra. Nu este adevărat, doamnelor, domnișoarelor. Am foarte mult bun simț. Eu nu pot să refuz. Dacă tu mă vrei, eu te iau. Așa merge regula. Chiar m-a întrebat odată cineva. Zice, măi, dar de ce ai făcut atâtea anunți? Zic, mi-a rămas meniu de la una la alta. Ce vrei să fac? Să arunc mâncarea? Am fost la Ai Umor. La Ai Umor, jurații au spus că de 3 ori însurat, ăsta e ori nebun, ori masochist. Bă, m-am speriat. Noroc cu netul, că am citit pe net. Oameni importanți. Ilie Năstase, Călin Popescu Tăricianu. Păi sunt la a cincea. Dacă eu sunt masochist, ăștia sunt sadomaso-masochiști. Păi vă dați seama. Uite așa m-am gândit, m-a bumnit și râsul. Dacă la mișto, că și ăștia din politică fac mișto, să-i pună cineva o întrebare lui Tăricianu, știți că n-a intrat în Parlament. Știți că cineva dumneavoastră mai vreți în Parlament? Răspundeți la următoarea întrebare. În ce an v-ați căsătorit prima oară și cum o chema pe mireasă? Bă, după 5 minute îl vezi supărat foc. Nu e, domne, că mi-a dat greu. Mi-a dat greu, n-am picat pe subiect. Am vrut să-mi impresionez soția și atunci când vii într-un oraș mare, trebuie să lucrezi într-un domeniu mare. Am vrut să o impresionez și m-am angajat direct la Cotroceni. La mall, că se inaugurase mall-ul atunci. Practic aveam toate aturile. Tânăr, frumos, inteligent. Atitudine și perseverență. Pur și simplu, se vedeau. Practic, la interviu nu aveau ce să-mi facă. Și-au dat seama clar, postul vine ca o mânușă. M-au angajat pe loc. Și am fost paznic la ei acolo. Da. Credeți-mă. Bă, hai mă, Dan, Badea, Vio, haideți mă, băieți. Bineînțeles că n-am să uit niciodată primul meu obiectiv, așa se numea, obiectiv de pază. Zona patinoar fast food. Era o cascadă mare acolo și cu un lac în care se plimbau copiii cu bărcuțele. Eu eram îmbrăcat în negru și în portocaliu. Practic ziceai că sunt salamandră și am ieșit să mă usuc pe bolovanii pe acolo. Dar mie mi-a plăcut. Mie chiar am mi-a plăcut. Bravo! Ia uite, n-are stare fiara. Ce surpriză! N-are stare fiara. Haide, și pentru mine sunt surpriză. Cum așa? Haide, lasă. Da. După o lună de zile de la angajarea mea, a venit un șef coordonator, așa e în pază. Vine cât un șef din ăsta coordonator, noi eram 60 de salamandre mici, abia angajate, și au vrut să le facem un tabel nominal cu numele nostru ca să ne dea salariile. Și curajul mă caracterizează și am zis, vi-l fac eu. S-a uitat așa omul un pic la mine și zice, dar n-ai vrea să fii un mic șef? Și m-au făcut șef. Bineînțeles, când am ajuns acasă, de fiecare dată când ajung acasă, soția mea mă așteaptă și mă întâmpină. Banii! Salariu de banii! I-am zis, alo, iubita, ușor cu tonul, că noi șefii suntem mai sensibili. Bineînțeles că m-au îmbrăcat în costum, mi-au dat Segway. Vă mai aduceți aminte de Segway? Acum am văzut că nu mai are mânerul ăla. Da. Alea pe vremea mea aveau mânerul. Uite așa mă plimbam pe mall. Băi, incredibil. Bă, numai femei frumoase. Aveam impresia că toate femeile frumoase se uită numai la mine. Uite așa mă plimbam. Și mă plimbam și mă uitam. Măi, cum să vă zic eu? Emanam vigilență și siguranță. Dacă nu ai ADN-ul, era de Doberman. Și uite așa mă plimbam și mă uitam. Și m-am înfipt într-un ghiveș din ăla ornamental. Că ați văzut, sunt ghivece în mall. Bă, nene, când m-am înfipt în el, mă, când m-am aruncat, că din toate frumusețile alea m-am trezit cu două femei în vârstă lângă mine, la care una de acolo zice, aulu, măicuță, cum ai căzut? Te doare ceva? Zic, nu mă doare, mă, mămică, lasă-mă că sunt cascador, joc în filme de acțiune eu. La care ai l-altă de acolo mai mucalită. Zice, păi nu mai juca, mămică, în astea, că-ți rup gâtul, mamă.
Mai era și un pisoi acolo, vreau să vă zic că era un pisoi acolo, că mai sunt din ăștia, sunt curios de să bagă în seamă. Zice, dar de unde ești mai nene? Dă nu știi să mergi pe de-astea. Zic, de la Pitești. A, de la țară. Zic, da, mă, da, de la țară, că Pitești e un cătun mic între dealuri și când veni cu animale după dealurile așa, e un semn giratori. Uite așa le rotim. Uite așa să le amețim, să le băgăm în grajduri, mă. Doar am un bou, e prost rău, intră din prima că l-am luat de aici. Dar tu de unde ai, mă, tatuajele astea? Astea după mână. Și vreau să fac o paranteză. Să nu credeți că am ceva cu oameni care au tatuaj. Tatuajul e o artă. Dar dacă tu ți-l pui pe tine, e corect, vreau să aplaudați. Să te reprezinte. Corect? Ăsta avea 30 de kg și avea dragon pe el. La 30 de kilograme tu pui dragon pe tine? Pe cuvântul meu era atât de slab dacă s-a desprins codița de la dragonel după el. Băi, era slab rău de tot. Am venit, am vrut să-i zic, lasă mâna jos, el ce de ce? Zice lumea că a intrat cu sabia în mol, potolește-te! Pe cuvântul meu, dacă nu i-am spus clar, i-am zis, bă băiatule, dar tu de zmeu ai auzit? Zmeu, mă, zmeu să ți-l pui aici, dar nu din ăla de poveste, că e mare și nu-ți intră. De la de plajă. Ții mâna întinsă să vede toată sfoara, mă! Pleacă-mă de aici! Da, domnilor, pentru că nu vreau, doamne, nu pot să-i înțeleg cu oamenii care au tatuaje. Ați fost și voi la bazin, la plajă. Am văzut o namilă de om, în namilă. Ăla făcea sala de mese, dar era mare. Era mare. Când și-a dat tricou jos, avea fluturi pe el. Bă, nene, fluturi! Că eu am zis, ăsta s-a visat câmp. Vreau să vă spun doar un singur lucru. Categoric că nu m-am supărat că un străin m-a făcut țăran. Ce pretenție să iei de la un străin și ai tăi acasă? Și cu asta vă pup și vă iubesc. Vă mulțumesc din suflet.